Cum să vă explic eu situația mea? Doamnelor și domnilor, locuiesc în Spania și nu am vopsea de ouă, ce mă fac, ce nu mă fac, a trebuit să găsesc o metodă în a vopsi ouăle anul ăsta, pentru că situația stă în așa fel că nu poți ieși din casă, magazine cu vopsea de ouă nu găsim, cel puțin în cazul meu. Ieri toată ziua în creierul meu era cu ce vopsesc ouăle. Anul trecut am folosit o variantă de șervețel cu albuși de ou și anul ăsta am văzut pe internet că cineva vopsea ouăle cu colorant alimentar, iar eu aveam acest ingredient miraculos în casă și am zis hai să combin ambele metode, și cea cu șervețelul, cea cu colorantul alimentar, să văd ce iese. Așadar, clipul de astăzi o să fie un experiment și dacă mi iese vă puteți lua și voi idei, acelea dintre voi care nu aveți de unde să cumpărați vopsea de ouă ca și aici prezenta, așa că va fi un experiment, puțină inspirație, să vedem ce va ieși, dacă anul ăsta avem ouă colorate sau o lăsăm moartă. Cred eu, din câte am văzut și în videoul cu vopseaua alimentară și ce am practicat și eu anul trecut cu șervețelele, cred că o să fie ok tehnica asta, o să fie ceva drăguț. Nu știu dacă o să iasă întru totul formidabil, minunat, nu știu ce, dar mai bine să am ceva ouă colorate, nu știu, măcar așa, să fie ceva frumos, festiv pe masa de Paște decât nimic. Deși, prin urmare, sper să vă fie și vouă de ajutor clipul de astăzi. O să vă arăt pas cu pas cum fac treaba, ce am programat eu în căpușorul ăsta meu în ceea ce privește decorațiune de ouă anul ăsta. Coborâm camera și ne apucăm de treabă, pentru că încă sunt nedumerită dacă o să-mi iasă treaba cu vopsitul de ouă sau nu. Vedem la sfârșit, așa că hai să începem să-i dăm bătaie, să văd cum o face treaba anul ăsta. Evident că am început prin a pune o oală pe foc în care am pus temporizatorul ăsta de ouțe. Îl am de pe AliExpress și trebuie să vă mărturisesc că aoleu, e de nedrăgere la casa omului, pur și simplu se îngălbenește când sunt ouăle gata, din roșu se transformă în alb, alb gălbui, după care am pus și ouăle când era apa încă rece, ca să se încălzească apa cu ouăle acolo și trebuie să fie focul la mediu, nici prea tare, nici prea încet. Bun, să vorbim despre coloranți, ăștia sunt pe care i-aveam eu în casă, la Dr. Wetker, și avem aici galben, roșu, albastru, verde. M-am folosit evident și de niște șervețele frumoase pe care le aveam în casă și ceea ce am făcut, de fiecare dată când fac tehnica asta, este să despart șervețelul în câte bucăți este. Uneori sunt 3 straturi de șervețel, alteori 2, în cazul de față decât 2 straturi au avut ambele șervețele, iar mai apoi mă pun să decupez, fie că decupez cactus, fie că decupez floricele, cât mai aproape de desen, cu putință. Și cam asta ar fi rezultatul, cam asta am pregătit pentru ouțele de astăzi. Am pregătit și culorile, am pus aici un șervețel ca să nu pătez blatul de lucru, deși nu este cazul. Și acum pur și simplu am luat coloranții și am început să pun colorant pe întreaga suprafață a oului cu mâinile. Să știți că colorantul se ia foarte repede de pe mâini, am avut problema asta. E ușor lipicios până se usucă pe ou, dar să știți că, repet, nu rămâne mâna pătată. Am avut o mică problemă cu cofragul, am evitat să-l mai pun în cofragul oul gata vopsit pentru că se lipea de margine, așa că l-am pus pe o suprafață, pe un prosopel. Am făcut 4 ouă roșii, 4 galbene, vreo 3 albastre și vreo 2 verzi. Cu toate ouăle am urmărit același proces, după care am așteptat să se usuce și între timp am făcut niște albuși de ou, l-am bătut puțin ca să se desprindă și am luat ce am decupat mai devreme și cu ajutorul albușului și cu o pensulă am lipit șervețelul decupat anteriormente. Nu trebuie să folosiți foarte mult gălbenuș, cu puțin este de ajuns Ceea ce am încercat după ce am lipit șervețelul pe ou este să nu pun suprafața cu șervețel pe prosopul unde aveam ouăle la uscat. Am încercat să fie totul cât mai vertical, să nu se atingă, pentru că altfel s-ar fi lipit acolo. Vedeți cum am poziționat ouăle? Așa, dacă faceți și voi aceeași tehnică, să încercați să nu atingă șervețelul nimic, pentru că se va lipi și când încercați să-l scoateți de acolo, se ia cu tot cu șervețel. Bun, am făcut acest proces cu câteva ouă, nu cu toate, am lăsat și ouă simple, doar colorate, dar și ouă cu asipil din ăsta din șervețel. La toate am urmărit să nu se atingă șervețelul de nicio suprafață după ce l-am lipit cu albuș. Se usucă toată treaba cam într-o oră maxim, atât albușul cât și colorantul, și nu mai aveți treabă cu ele odată ce sunt uscate. Este posibil ca la culorile mai închise să se amestece colorantul cu șervețelul atunci când aplicați albuș. Din acest motiv nu apăsați foarte tare pe șervețel ca să nu amestecați colorantul cu șervețelul și să se vadă cât mai frumos printul șervețelului pe ou. Bun, hai să vă arăt și cum o să pregătesc eu ouțele. Am această tăviță din lemn în care am pus, asta este hârtie tăiată așa în formă de iarbă, am pus și niște fluturași, toate decorațiunile le-am de anul trecut. Fluturașii ăștia se lipesc așa un adeziv și îi poți lipi cam pe unde vrei. Ouăle astea sunt de plastic, le-am de anul trecut, vine a fi un fel de globuri, ca și sforicică, dar eu le-am pus așa în coșuleț să arate cât mai drăguți coșulețul, după care am pus și ouăle pe care le-am decorat odată uscate, nu le-am pus cât erau lipicioase, că altfel s-ar fi lipit cu hârtia iarbă, așa că odată uscate le-am poziționat în coșuleț, în tăviță. După ce am poziționat și ouăle, am pus și câțiva iepurași, am 3 iepurași tot așa de anul trecut. Le-am pus și pe ei acolo în tăviță și totul arată așa foarte frumos și drăguț, cel puțin mie îmi place foarte, foarte mult. Ei, dragilor, mă pot declara mulțumită! Am ouă de Paști anul ăsta, uite rezultatul final, arată super, super drăguț. Mai la finalul clipului v-am arătat că eu deja am pregătit decorațiunea între ghilimele. Asta o să pun în centrul mesei de Paște, ouțele și cu iepuraș, cu fluturaș. Vedeți, cam asta este rezultatul final. Trebuie să vă mărturisesc că nu arată impecabil, aș fi putut cu vopsea de ouă să fie totul și mai formidabil și mai frumos, dar ținând cont că am folosit exact ce aveam în casă, șervețelele astea decorative și vopseaua pentru dulciuri, că este o vopsea alimentară, colorant alimentar, ei, eu cred că a ieșit totul destul de bine. O să vă apropii ca să observați, deși v-am dat așa câteva cadre drăguțe cu ouțele. Uite, cam așa arată ele, nu vreau să le înclin prea mult ca să nu fac marea boacănă de Paști, dar vreau să vă spun că îmi place. Apropo, dacă mai devreme vă spuneam în clip că lipește ușor, se lipește ușor vopsea, să știți că în momentul de față s-au uscat în totalitate și nu se mai lipesc absolut deloc. Uite, de exemplu, ăsta este cu floricică, galben cu floricică albastră și super drăguț. Astea cu cactus sunt preferații Alexei, normal. Uite ce drăguți au ieșit. Și da, în mare parte să știți că sunt mulțumită. Și apropo, vopseaua să știți că nu se ia pe degete odată ce s-a uscat, deci e de bine și așa au o formă, nu știu, uite de exemplu pe ăsta că l-am lăsat simplu, fără niciun fel de ațipil, e super lucios, nu l-am dat cu ulei, nu se lipește și are și așa, deci că e efectul ăla marmură din cauza degetelor, pentru că l-am lucrat așa în mâini. Îmi place destul de mult, decât nimic, eu cred că e decentă și ce mi-a ieșit aici situația asta. S-a uscat și șervețelul, pentru că în momentul în care lipești șervețelul cu albușul de ou, parcă nu se mai vede, de exemplu, printul floral în cazul de față, dar odată ce se usucă, se văd culorile, totul arată super, super bine. În coșulețul ăsta am adăugat și ouțe din astea, le-am de anul trecut pentru a decora cât mai frumos totul și nouă cel puțin ne ajung ouăle astea, pentru că nu o să dăm cioc, o să fim doar noi trei, deci pentru noi trei să fie destul, nu o să dăm cioc cu alte persoane, vroiam să spun. Deci pentru noi trei este de ajuns ce avem aici. O să le țin la frigider până în ziua de Paști și totul o să fie bine. Avem deci ouă colorate. Să-mi spuneți și voi în comentarii cum vi se pare experimentul meu și bineînțeles ce alte metode folosiți voi când vine vopsitul de ouă și nu aveți tipica vopsea de ouă. Sunt tare curioasă să-mi spuneți în comentarii, poate mai sunt persoane în situația mea care nu au găsit vopsea de ouă și așa din comentariile voastre, din experiențele voastre, își iau idei de cum putem decora ouțele. O să le las că vreau să-mi iau și rămas bun de la voi. Asta a fost clipul de astăzi, am vrut să fie așa ceva mai de Paște, să fim în sezon cu ce se întâmplă. Dacă tot nu putem să ne întâlnim, să ne mergem pe la neamuri, pe la familie, să ne întâlnim cu toții, măcar așa, prin intermediul clipurilor ăstora, să fim mai aproape unii de alții. Ouăle mele sunt gata, săptămâna asta sunt pusă pe multe alte dulciuri, cocături și multe bunătăți pentru această sărbătoare minunată. Sper să aveți pace în suflet dacă nu mergeți la biserică și stați acasă. Sper să fie cu adevărat un Paște frumos, în căsuță, în cuibușor. Astea fiind spuse, sunt tare curioasă să vă citesc în comentarii. În continuare vă voi lăsa cu alte clipuri. Apropo, o să vă las aici în continuare de anul trecut idei de cum vă puteți decora masa de Paști. Poate vin în ajutorul vostru cu aceste idei. Și astea fiind spuse, dragii mei, ne vedem vineri la 7:30 cu un nou clip. Vă pupăcesc! Până atunci ne vedem pe Instagram și Facebook. Pa, pa!